Bianca, cum ți se pare că Alina a întrebat-o pe Anca ce parfum folosește? Când? Acum, când a venit. Serios? Așa, după tine, logic, îl crezi sau nu? Îl cred. Eu am văzut că tu pe conexiune repetai ceea ce face ea cu mâinile. Nu, ea făcea. Păi tu făceai după ea. Eu făceam. Ea făcea era? Tu Radu, făceai după ea. Radu, cum stau eu? Nu stau așa. Și-a făcea la fel. Când ai stat așa? Și tot. Nu, el copia ce e. Ne-am văzut niciodată, nu știu. Ia, tu, știai, bag. Tu știai că ea copiază și acum încerc să le dai la întors. De ce? De ce? La ce are ne crezi că parfumul Alca e mai bun ca al Biancăi? Nu, că nu știu ce parfum are. Da, nu, că asta mi l-a dat Alin. Ce parfum urât. Dacă auzi, dacă ți-a dat Alin, se vine mai bun la Alca. Da. Lasă așa. Ce rău e. Am prins-o pe asta. Păi, dar nu serios, dar în fața hotelului la noi, la magazin acolo, vine mereu o femeie cu produse de la o anumită firmă de asta și mai vechi produsele alea. Și îți dă două parfumuri la 100 de lei. Eu am văzut-o pe aia, arăbești, am văzut-o. Unde vrei? Nu, mai ieftine. Arăbește la o, ca și a luat și la limba. Toți unde vrei tu. Cu toți acolo. Și de acolo sigur le-a luat, eu uita la o de la tanti Tanța. Bă, Jesco contează, hai nu mai fiu rei. Atunci putea să vine și cu o floare ruginită. Facem mișto. Știu, mă. Ce faci? Eu prima m-am întrebat. Uite, sunt, azi sunt puțin încălzit, să zic așa. Adică? Cred că mă răcesc. Ah, e bine, îți trece. Și am așa o stare foarte mălășitoare. Pardon, comparat cu ieri. Trebuie să o chem pe Anca în casă? Să străcă? Nu, îmi trece. Păi te amuză, ce mai comic, știi? E, păi mă amuză, n-ai văzut cum face, adică pe bune. Da, e pe tine, pe tine nu te amuză? Da. Cum face ea? Da, adică și nu doar ea, da. Cum? Și Florin mă amuză. Da? Rău de tot. Dar amuză mă și tu, hai. Dar de ce? Nu sunt așa, eu de fel sunt așa. Tu nu trebuie să mă amuzi. Trebuie să fii serioasă. Am auzit că cine face paste? A venit să ia ulei să fac paste. Sau nu știu ce. Nu știu, nu am fost atentă pentru că eu prima chestie care o fac este să mă gândesc la tine. Pe bune? Pe nu bune. Te cred. Păi, spun eu nu să mă crezi, da? Și mă cer la cameră până nu-mi dă voi. Și insist. Și eu mă ceream. Păi eu nu că cer spați să merg acolo. Spați să merg acolo, îmi spun nu. Și apoi mă cer de vreo... 5 ori. Da, dar până nu mă las, nu mă duc de acolo. Pe ceva, stai și vorbești cu da, camera. Nu vorbesc, dictați-mi voi, ce? Insist. Sunt insistentă. Am observat. Ai mâncat ceva? Așa, când vrei ceva. Da, am mâncat la hotel eu. Eu n-am mâncat ea. Că dimineața am mâncat iaurt și cereale. Ah, frumos. Pe da. Dietă, pe ale. Da, nu, pe dietă era gustos, că iaurtul ăla are de zahăr. E bun, nu, ceva dulce am vrut. Eu n-am mâncat și de-aia m-am dus direct să fac ceva. Păi și de ce nu mănânci? Păi n-am avut timp. Că dorim mult? Da. Păi voi vă treziți mai târziu. Nu, hai să zic, m-am obișnuit cu... Cu ce? Să vină mașina a doua oră și acum vine și ne-a pe toți. Păi foarte vine. Chiar la o oră foarte discretă, mai ales la voi, vine la 10. Da, trebuie să mă trezesc mai repede, da. Cameră! Mă lași pe mine la Cristian să mă duc, să stăm, să vorbim? Te rog, fetele gătesc. Ei, cameră! Deci, încă o dată, dublu la 2. Pot să mă duc și eu la Cristian? Te rog! Dublu la 3? Dublu la 3? Facem? Hai, te rog! Ai fi drăguță azi cu mine, te rog mult și când vorbim puțin și pe conexiune, am spărat. Pa! Mare show, mare nebunie, mare show. Hai că azi am un fai mai bun. Eu venit Anca pe aici. Serios? Wow. Știi ce te așteaptă? Vezi? Și voia să nu accepte. Zice că bă, hai să vă spun ceva. Are vai mai bun. Păi are ia mintele puțin, ia mintele frumos. Ia, hai. Ia, băgă nasul deci, noi. Deci ultima... trei săptămâni am fost într-o mini-depresie, cred eu, într-o stare anxioasă, unde am simțit că nu pot să mai ies în emisiunea asta, știți bine, am vrut să și plec, mă doare capul, de Minish de King. Deci subiectul ăsta vreau să fie închis pentru toată lumea, pentru totdeauna,
Deci nu mai vreau să mai aud ecuația asta, Kinga, Radu, Radu, Kinga, indiferent de ce se întâmplă, nici dacă o să mai văd că plânge sau așa. Păi tu ai creat-o iar, Radu. Dacă o să o văd într-o situație, eu vă spun doar ce vreau de acum încolo, nu ce a fost. Okay? Acum că a apărut Anca în viața lui. Deloc. Și după, o mică paranteză, dacă se poate. Știți că trebuie să facem jocul ăla, eu vreau să reamintesc mereu de asta. El a picat testul și a oprit jocul, mai departe. Da, da, bă, dacă după ce te îndrăgostești. Reacția ta cam așa a fost. Și cumva tot ce s-a întâmplat până acum mi-a dat mie o stare proastă. Eu acum încerc să-mi revin, încerc să mă refac și cumva să cu ajutorul Ancă. Ce am să fac în casă? Dar dacă te îndrăgostești și o să afli, o să fie ca în telenovelele alea, știi? Mamă, că eu nu văd mătă relație serioasă, frate. Poți să-mi spui, vă zic sincer ce părerea mea despre fata asta. Eu consider o fată care cumva îi place să se alinte foarte mult, îi place să fie în centrul atenției. Ca și tine? Îi place să... Prea aici de potriviți. Nu nimic despre ea sau așa, înțelegi? Nici dar nu simt sincer, o simt un pic falsă. Vă potriviți perfect. Dar știi ea pe tine. Știi? Da. Vă potriviți perfect. Dar pe ce se întâmplă? Adică eu să mă scopi așa, știi? Auzi, dar ți-a trecut o dată pe-n cap cam ce gust ar putea avea buzele ei? Da. Oh, și poți să ne spui ce ți-ai imaginat? Hai să descoperi după aia. Mango. Căpșun, mango. De căpșun. Frișcă. Cu frișcă. Păi vezi, poate aveți căpșune acolo, cine știe. De fapt, am dat... Și asta este, nu vreau să fiu judecat, toți de aici am făcut greșeli. Aia. Dar nu e vorba de judecată, mă, da. Ce faci? Adică că de-aia mi-e și frică să mai fac cât o cunoaștere în casa asta aici, că te mărâs toți. Zici că trebuie să te cunoști cu un băiat. Zici că trebuia să faci era un test și... Era mai bine! Zici că ai zis că faci un test și l-ai picat. Da, exact, zici că cine știe ce. De ce știu că l-am picat? Ascultați-mă o secundă. S-a văzut cu Anca acolo în grădină, da? Eu fac, eu dreg, eu alea. Ia da câteva calde. Da, alea frumoase, da, dar nu e fată cu asta, deșteaptă. Nu grădina asta de vorbă. Mă rog, aici, nu contează locul. În inima ta ai stat de vorbă cu ea. Și a văzut că îi dă câteva de-alea, el a început să-i placă, arată și bine Anca, ai înțeles? Și a zis, băi, eu fac testul cu fata asta, o să mă îndrăgostesc de ea. Da, bă, o să fac o relație cu ea și după aia o să apară în gală că eu am făcut de fapt un test. Și după aia se supără fata pe mine. Nu, opresc testul. S-a oprit testul. Mamă, ăsta e! Da, băi, ascultă-mă. Dacă ai făcut așa, ai fost inteligent. Da, bravo, respect. Inteligent. Că vezi cum a fost Marian după două săptămâni, că s-o dat în gală și ăsta, că până la urmă noi l-am trimis la Raluca și ăsta, ai fost inteligent. Bravo, Marian. Eu am oprit testul cu ea pentru că v-am zis că n-am să știu că își face relație. Păi nu, frate, eu sunt sigur că și după camera asta roșie și pe ce vrei, eu tot nu-ți fac relație. Păi nu acum, mă, șefule, mai treacă două săptămâni, nu-i problemă, nu te așteptăm două săptămâni, stai liniștit. Dacă eu zic că nu simt. Da, ai tot timpul, adică nu e contratimp, știi? Bă, dar stai un pic, bă, dar de ce vezi atât de greșit să faci o relație? Nu, nu văd cu ea, nu văd sincer, eu mențin părerea, înțelegi? Eu acum mă joc cu ea să vedem ce face și ea, înțelegi? Nu e ca și cum eu mâine mă cuplesc cu ea sau așa. Da, nu o simt. O să fii, auzi, o să fii în gală, parcă zi fata aia așa, când zici, da, îmi place foarte mult de Anca, dar noi formăm un cuplu. Noi formăm un cuplu și o să apară materialul ăsta, că spui, mie nu-mi place, mi se pare că e foarte fals. Eu mă joc cu ea. Nu mai spune așa. Nu mai zic chiar. Hai, mă, terminați dracu, nu mai știu. Radu o să-ți placă de ea. Bine, ce? Dar îmi place de așa cu. Tamero. Ești? Neața. Mă lasă să mă duc la iubitul meu, te rog. Să vorbesc puțin cu el, să văd cum e. E supărat? Hai, lasă-mă, te rog. 5 minute. Mulțumesc. Camera, te bat. Ce aveți? Adică, de ce nu e de voi? La ea, că pe Andrei au lăsat-o. Dar tu cât de bine te-ai informat cum am intrat eu în casă? Nu, dar țin minte. M-am uitat. Și ai văzut acolo că eu am spus că vreau un bărbat cu simțul umorului și ai decis că ești glumeț. Ai decis ieri că ești glumeț. Nu, sunt, dar hai să zic, nu, sunt, dar nu sunt tot timpul. Adică gen am zile... Doar cu fetele. Nu, am zile și zile. De ce tot cu fete? Dacă așa am fost pus ieri în casă, am stat cu fete. Ce... Păi tu ai spus că ești mai glumeț. Păi da. Și cu mine tot glumește. Ai venit, Andreea. Noi vorbim de momentul actual. Noi vorbim de momentul actual. Păi știu, dar tu, adică tu mă critici pe mine și spui niște chestii și scoți niște aspecte pe care poate nu, să le faci. Nu, eu cer să zic, nu mai zi. Nu mai zi chestiile de acum, că nu îți place și că o simți că e tu fază și te joci cu ea. Te înțeleg, e ok, încearcă, fă, dregi, adică încurajează. Păi asta trebuie să faci. Da. Nu zic chestii, că o să te joci cu ea, că nu o simți că ea e așa, că e așa, eu pentru că ajunge la această situație. Și poți să zici, Radu, uite, păi viitor, nu se știe, uite, eu am făcut asta și diferit și încearcă să mă încurajezi, nu să... Păi da, Radu,
Și vezi că te îngropi tu și tu singur. Dar nu mă îngrop, este părerea mea pentru momentul ăsta. Nu știm ce va fi pe viitor, eu am spus. O să-ți placă de așa să formez un cuplu. Vedem, nu știu. Camera. Lasă că nu e interes. Pot să mă duc dincolo la Diana. Pot? La Diana. Mulțumesc. Nu e citând, dai fratele meu. Bate cu bacul. Dacă nu bați cu bacul cu mine, de-a, ești mort. 5 minute și ai murit. Manolito! Haideți că e ședință cu părinții. Ei, salutare. Da, am saltat pe tatăl meu. Eu vă ador. Voi sunteți drăguți și frumoși și vă iubesc și eu. Bă. Ce noi te iubim? I-am zis aseară lui Deia, zic, până te înveți să-i spun lui Manu te iubesc, poți să te antrenezi cu mine, știi? Să